pantofii găuriți de dans. Ce enigmă! În fiecare seară, prințesa era închisă în camera ei, dar dimineața pantofii ei erau găuriți, iar ea era foarte obosită. Împăratul promise o recompensă mare celui care reușea să rezolve enigma. Mulți și-au încercat norocul, dar degeaba. Într-un sfârșit se prezentă un tânăr care cu ajutorul pelerinei lui putea deveni nevăzut. Pelerina o primise de la nașa lui, care era zâna secretelor. Seara tânărul se ascunse lângă patul prințesei, care, bineînțeles, nu îl putea vedea. În mijlocul nopții, prințesa, ca și o somnambulă, se dădu jos din pat, ținând ochii închiși, și dispăru printr-o ușă secretă care se deschidea în perete. Tânărul o urma fără să stea pe gânduri. Au trecut printr-un tunel secret și au ajuns la un palat luminat ca și ziua. Prințesa era așteptată de către prințul nopții. Imediat ce ajunse aceasta, începu dansul. Când se crăpă de zor, prințesa se întoarse în odaia ei și se puse în pat, iar când se trezi, ca de fiecare dată, nu își amintea nimic, dar era foarte obosită. Tânărul, în schimb, îi putu spune împăratului toate cele petrecute. Acesta își putu da seama că prințesa se află sub puterea unei vrăji. O chemă pe zâna secretelor, nașa tânărului, să o elibereze de sub stăpânirea prințului nopții. Aceasta spuse că fata va fi eliberată de vrajă doar în clipa când se va căsători. Împăratul dădu poruncă să se facă pregătirile de nuntă chiar în acea zi, iar zâna secretelor le dărui prințesei și finului ei dragoste unul față.